Da, eu veneam regulamentar, aveam în jur de 20-30 de km pe oră. Pur și simplu mi-a ieșit pe contrasens, n-am putut să levit și vedeți ce s-a întâmplat. Este șoferul BMW-ului. Da. Cam estimați paguba cam la tot. Nu știu ce să vă zic. Paguba e totală, așa ceva în Anglia se declară pagubă totală. Deci nu se poate repara. Volkswagen v-a ieșit în față, efectiv. Da, exact. Exact. Da, ați văzut de ce? El zice, domnul care era în Volkswagen a zis că a încercat să evite pe cineva din față și a frânat și a văzut că nu-l poate evita și a ieșit în fața mea. La data de 7 august 2017, pe artera ocolitoare vest a municipiului Roman, a avut loc un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. În urma acestui eveniment au rezultat rănirea a două persoane care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În continuare vom face cercetări pentru stabilirea vinovăției în cauză.